Doamna Ilișești este situată la distanță egală între Gura Humorului și Suceava. După cum știți, la drum european, zic eu, o așezare geografică foarte bună, ceea ce ne avantajează din multe puncte de vedere. Ca vecini avem comunele Bălăceana și Ciprian Porumbescu, care s-au desprins în 2004 de Comuna Mare, care era tot Ciprian Porumbescu cu denumirea, dar sediu aici la Ilișești. La est, deci spre Suceava, se învecinează cu Stroieștiu. Avem și spre Gura Humorului cu Păltinoasa. Prima atestare documentară a Ilișeștiului datează din 15 martie 1490. De unde provine numele localității? Cel mai probabil de la un boier de pe timpul lui Alexandru cel Bun, Ilieș, care aș avea oșia teritoriul și l-avea întins între Valea Sucevei, respectiv Valea Moldovei. Iar conacul boieresc era undeva în partea de nord-est a comunii. Urmele au dispărut în timp pentru că nu a fost o continuitate în locuirea respectivul conac, a fost ars. Pentru prima dată este menționat satul Caliliașinți în 1490, în document din timpul lui Ștefan cel Mare, când biserica satului trece sub ascultarea episcopiei Rădăuților. Acum mai există și alte variante, dar asta este cea mai plauzibilă, cea mai bună variantă. Ulterior, satul a trecut în proprietatea a 4 sau 5 boieri, fie prin cumpărare, fie prin moștenire. După 1784, în Ilișești, are loc prima colonizare germană masivă. Și tot la sfârșitul secolului XVIII este atestat documentar și celălalt sat component al comunei Ilișești, și anume Brașca. De atunci și până astăzi, influența germană a fost una foarte puternică, germanii fiind cei care au relansat satul sporind la dezvoltarea acestuia și creșterea nivelului de trai al localnicilor. Biserica evanghelică, construită în 1901, și școala, construită în 1912, încă sunt funcționale. Școala în care ne aflăm este o școală construită de germani în 1912, în prealabil după ce vechea școală germană a ars. Materialele și tot ce s-a pus în această școală materiale, piatră, cărămidă, la Biserica Evanghelică de alături. Școala de la Vale a fost modificată de mai multe ori. Înființată în 1859, a 20-a școală românească din Bucovina. În vechea școală de la Ilișești au învățat mari personalități ale culturii românești, precum Ciprian Porumbescu, ori reputatul folclorist Simion Florea Marian. La capitolul personalități din partea locului îi mai amintim pe sculptorul Ioan Sârghie, pictorul imperial Epaminon Dabucevski și prozatorul Gheorghe Scripcă. Pictorul Epaminon Dabucevski a pictat în tinerețe catapeteasma ctitorită în perioada 1709-1714 de către marele boier Ionașcu Isăcescu. Lăcașul de cult a fost declarat monument istoric în 1955, însă statul nu s-a implicat prea mult în conservarea monumentului. Autoritățile locale, în schimb, au încercat să găsească o soluție. Nu am găsit fonduri necesare, sunt fonduri care nu ne permit din bugetul local. A fost făcut de către preotul paroh Dănuț Popovici un proiect de acum vreo de prin 2010, care atunci era la valoare de 25 de miliarde vechi, ceea ce nu putem susține. Am încercat pe toate căile, nu se poate. Aici am o durere în suflet. În 2006 am încercat să înfrumusețăm și Biserica Monument, doar că demersurile noastre nu au ajuns la finalitatea pe care noi ne-am fi dorit-o. Am încercat și mai multe proiecte. Încă avem nădejde că Dumnezeu va rândui să putem finaliza și să înfrumusețăm biserica și să nu o lăsăm paragină, pentru că este o legătură între trecut și prezentul nostru. Este un monument istoric. Un alt loc din Ilișești încărcat de istorie care merită văzut este muzeul particular Vasile Chindriș.
pasiunea a plecat din copilărie, de când am găsit niște monede în spatele casei la tata. Mai târziu am început să adun Biblii de diverse traduceri și de prin anul 2000 am început să adun în mod deosebit obiecte referitoare la istoria locală. Mai exact, de prin 90 cu documente și din 2000 deja mi-am permis să mai cumpăr obiecte pentru istoria locală. Cam câte Biblii aveți în colecție? 205 Biblii în 50 de limbi, dintre cele mai rare limbi ale Pământului. Însă personalitatea cea mai proeminentă din partea locului rămâne folcloristul Simion Florea Marian, cel care dă numele școlii, dar și al ansamblului folcloric din localitate. Sunt acum doar 6 perechi rămase avansați, ceilalți au plecat la facultate, au plecat mai departe. Încă 6 perechi sunt începători, care se descurcă foarte bine. Le place tare mult, ne place și nouă, ne drag. Întinerim alături de ei, avem o bună înțelegere, noi avem comunicare și sprijin din partea primăriei. Mereu sunt aproape, sunt cu noi, întotdeauna ne asigură mijloc de transport, avem diurnă, tot ceea ce ne trebuie. Și pentru că totul se face din plăcere și există și sprijin și o echipă foarte bună, un instructor foarte bun, e dansator la ansamblu Ciprian Porumbescu, tinerilor le place, s-o lipit, suntem ca într-o familie. Planul de viitor, menținerea acestui ansamblu și chiar ridicarea lui la un nivel cât mai mare. Mai departe vrem și am luat deja legătura cu câțiva culturi să realizăm un bust al marelui Simion Florea Marian în primul rând. Începând de anul trecut, am realizat prima ediție a Zilelor Comunii, de fapt, dându-i denumirea de Simion Florea Marian, după reputatul folclorist, care s-a născut aici în Ilișești. Suntem mândri cu lucrul ăsta. După care, tot în acest mandat, am reușit, cu sprijinul profesorului Doboș Florin de la Școala Ilișești și tot prin fonduri europene, jumate plătit, deci nu am cheltuit mare lucru, să realizăm și o monografie a satului, a Comunei Ilișești. A fost apreciată ca o lucrare bazată mai mult științific, fără geografie istorică și zic eu reușit. Am găsit de la fostul edil, deci a fost început un proiect de mare, măsura 322, l-am încheiat eu. În acest proiect, tot pe bani europene, în afară de betonarea drumurilor, a fost prins și o clădire after school cu tot ceea ce există și se poate face în ea, și costume populare, dotat căminul cultural cu costume populare și cu ceva instrumente. Spiritualitatea acestor locuri mai este ilustrată și de mănăstirea din localitate, dar și de către Biserica Evanghelică, transformată în 1990 în Biserică Ortodoxă și resfințită în 2014. Anul trecut a fost rodul, sau mai exact putem spune, a fost momentul cel mai mare de bucurie al parohiei, făcându-se slujba de resfințire, de tărnosire a bisericii. După cum se vede, pictura bisericii, care a fost una din cele mai grele și costisitoare lucrări, apoi cele două candelabre, casa prăznicală, o să ajungem și acolo să o vedem, casa mortoară, acestea ar fi cele mai mari lucrări. În detaliu de acolo sunt mult mai multe. Pe lângă ortodoxi, în Ilișești mai sunt și creștini adventiști de ziua a șaptea, penticostali, baptiști, creștini după Evanghelie și martori ai lui Iehova. În comuna Ilișești există 3 școli, o grădiniță și un after school. 3 clădiri, avem o școală, clasele 1-4, separată de cea de 5-8 și o școală la Brașca. 3 școli, 3 clădiri. Efectivul aproximativ 300 de elevi, în scădere drastică față de ce aveam acum câțiva. Accent am pus pe școli, după cum știți, satul a avut mulți ani comunitate germană și ne-a lăsat moștenire, biserică, școală, cămin cultural, chiar primăria unde suntem. Concret ce am făcut, școala din vale reabilitată total, pe fonduri proprii, avem școală la standard, zic eu, chiar pot să zic european, cu grupuri sanitare,
chiar și pentru persoane cu handicap făcut cabine. Din coace în școala din deal, școală nemțească construită în 1912, până a venit și au mai fost și alți primari, au fost promisiuni, tot cu grupurile sanitare în fundul curții, cum se spune. Am reușit din fonduri proprii să facem un proiect multianual. Dacă dă Dumnezeu, la începutul anului școlar o să tăiem pamblica. Am făcut și aici grupuri sanitare, am încercat și încălzirea este pe lemne cu sobe și avem prins în proiect, dar rămâne pe la anul, să facem și instalația termică, investiție de aproape 3 miliarde vechi, trotuare pe o parte și pe alta la drumul european. Am reușit să facem pe partea stângă, de la cămin până aproape un kilometru, lungime, tot din fonduri proprii anul trecut, trotuare prin care se poartă acum, să zic așa, borduri și pavele. Ne-am gândit și la faptul că dacă avem în lucru și sistemul de apă și canalizare, să putem scoate pavelele și să le repunem după terminarea lucrărilor mai mari. Administrația locală din Ilișești derulează mai multe proiecte extrem de importante pentru comunitate. Aș fi vrut să am apa și canalul. N-am găsit decât început apa. Anul trecut am primit 3 miliarde vechi de la Ministerul Dezvoltării. Anul ăsta 1 miliard deja. Dacă am mai primit 2 miliarde, aducțiunea ar fi. Aducem de la Stupca. Sunt aproape 7 km de aducțiune. E făcut mai bine de jumate în funcție de bani. V-am zis, tot bani de la bugetul central, că nu ne permitem să facem lucrări de anvergură. Aducem apa în vârful dealului. Cum mare parte dintre investiții au fost realizate cu bani de la bugetul local, un rol important l-au jucat agenții economici de pe plan local prin contribuții proprii la buget. Firma Ritmic, cum ați văzut la intrare, care pe lângă benzinăria care există, la fel cu ajutor, că vă dați seama, are și salubrizare, transport, deșeuri, material lemnos, mai multe activități, are chiar și o pensiune. Firmă foarte puternică, zic eu. Firmă care ne susține puternic material, este și corect și totul, cu dările la zi, și ne intră foarte mulți bani în buget din la firma Ritmic. Legat de investițiile următoare, Primăria Ilișești și-a trasat deja prioritățile. Avem multe anual, avem prins și anul ăsta în jur de 1 miliard vechi pentru a continua trotuarul și pe partea opusă celor care l-am făcut. Să terminăm școala din deal, să cumpărăm centrala și tot să terminăm, spunem la punct, și instalații termică și electrică, școala fiind veche, v-am zis, pe bani. Am început ceva la căminul cultural, tot din fonduri proprii, dar am stopat având informații că s-ar putea face niște reabilitări prin gal sau prin alte. Și am încercat să opresc aici, la interior, tot grupuri sanitare și ce mai facem noi, dar e stopat, dar cu putere de a merge înainte la investițiile mici. Și alte investiții, deci să continuăm apa, ar fi o mare problemă. Și să avem studiu, deja avem studiu de fezabilitate pentru canalizare, care iară ține de bani externi, ca să zic așa, nu ai noștri. Și, după cum am promis, stăm prost și la capitolul bază sportivă. A fost pe vremuri, acum trebuie să o luăm din nou cu documentație. Avem un loc anume, dar este în Imaș, este în Intravilan. Legea ne permite să scoatem și dacă aș reuși mandatul ăsta, că nu mai este mult, măcar să îngrădesc. Am făcut un proiect mic și pentru bază sportivă. Anul ăsta, dacă aș reuși măcar să îl îngrădesc terenul,